Hristos a înviat. Citesc un mesaj potrivit cu acest eveniment, Matei, capitolul 28, de la versetul 11 la versetul 15, unde cuvântul Domnului spune astfel. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia, S-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă vă ajunge locul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Ostașii au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până astăzi. Amin. Vă invit Amin. să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi să spunem slăvit să fie Domnul. Amin. mei, un învățător de școală dominicală a rugat pe copiii de care se ocupa cu câteva zile înainte de Paște să pregătească un cadou semnificativ, un simbol a ceea ce s-a întâmplat la Calvar și acolo la mormântul care a rămas gol și unde Dumnezeu l-a înviat pe Iisus. Primul copil a venit cu un coșuleț în care a pus o floare. Un alt copil a venit cu un coșuleț în care a pus un cui, ca să simbolizeze durerea, suferința Domnului. Un altul a dus un coșuleț în care a pus o pietricică, ca să simbolizeze faptul că a fost o piatră acolo la mormânt care a fost dată la o parte. Și pentru înger a fost ca o pietricică. Deși ea cântărea peste 1,5 tone și era nevoie de peste 20 de oameni ca să fie mutată. Această piatră. Nu în ultimul rând a venit Brian, un băiat de șapte ani, un băiat bolnav, cu un handicap uh, mental, și acesta a venit cu coșulețul gol. Au început să se uite copiii copii ciudat, unii se abțineau să nu râdă, să zâmbească. Profesorul a crezut că din cauza handicapului Brian a înțeles că trebuia să vină cu ceva în coșuleț. Și Brian s-a ridicat și așa cum a putut el bolnav, a zis, domnul profesor, mi-am venit cu coșulețul gol. Pentru că mormântul e gol. Ce să pun acolo dacă e mormântul gol? N-am ce să mai pun. Iubiți mei, mormântul lui Iisus e gol pentru că inima noastră e plină de Iisus. Dacă și mormântul e gol și inima e goală, e o problemă. Eu sunt astăzi aici ca o dovadă a faptului că Isus e viu. M-am bucurat atât de mult de rugăciunile care au fost, am plâns înaintea Domnului și mi-am amintit că în urmă cu 17 ani, pe a patra bancă, a cincea bancă, acolo unde e fratele cu plovăr galben, era un copil de 18-19 ani, adică eu și mă rugam în fiecare marți, începând cu 2007, 2006, 2007 și 2008, aproape în fiecare marți eram la închinare aici. Nu erați mulți, dar era același foc pe care l-am găsit astăzi. Slavă Domnului. Să nu râdeți de un copil care vine la rugăciune. De un tânăr care printre frații mai în într-o marți seara, când alții sunt la mol, la film, la alte lucruri, el vine să se roage. O să rog să pui ce ți-am trimis? O zis către Samuel, acesta e copilul pentru care mă rugam. Aceasta e familia pentru care mă rugam. N-am făcut gestul ăsta nici o biserică și poate nu o să-l mai fac. Dar l-am făcut aici la dumneavoastră ca să vă spun că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Mă rugam în fiecare marți și asta era scopul zile mele de post în facultate, ca Dumnezeu să-mi dea o soție binecuvântată. Miluia. Miluia. După ce am plecat din Timișoara, la doi ani distanță, m-am căsătorit cu Crina, Lăcrimioara, în buletin. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu șapte copii. Grace, Elisa, Ianis, Lucas, Salome, Marcus și Matias. Să nu râdeți de un tânăr care se roagă pentru căsătorie. Să nu zâmbiți când vedeți un copil care împreună mâinile și spune, Doamne, te rog să mă binecuvintez în decursul anilor. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Amin. Nu mă mândresc cu mine, dar mă mândresc cu un Iisus care e viu. Amin. Slăvi să fie Domnul. Mulțumesc frumos! Mulți dintre voi sunteți astăzi aici pentru că Iisus v-a ascultat rugăciunile. Amin! Și spunea poetul, știind că viu, pot învinge teama. Și eu sunt viu căci m-a salvat. Iar când ispita grea mă va ajunge pe brațul său, mă simt mereu eliberat. L-am văzut pe cel care a compus cântarea asta în America. A fost chemat din sală să cânte ultima strofă. A venit cu o căciulă pe cap pentru că avea cancer. I s-a dat un microfon și a cântat ultima strofă care spunea și spune astfel, când voi pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși, îl voi vedea pe tron de slavă. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru ziua aceea. Amin. Iubiți mei, sărbătorile vin și pleacă. ce frumos că Iisus rămâne. M-am gândit la Domnul Iisus Hristos, m-am gândit la viața Lui. Prin viața Lui, peste 300 de profeții din Vechiul Testament au, au fost împlinite. M-am gândit la faptul că în 33 de ani jumate, Iisus Hristos n-a făcut nicio minune pentru El. Toate le-a făcut pentru noi. Și putea să facă multe minuni pentru El. Dar o trăit pentru noi. O murit pentru noi. Și o înviat pentru noi. La un festival din Brazilia, un vânzător ambulant a scos pe tarabă niște cruciulițe. Și pentru că nu le cumpăra nimeni, a făcut un carton și a scris cu carioca Vând cruci ieftine. Să știți că crucea Domnului Isus n-a fost ieftină. De fapt, nimic din viața Lui n-a fost ieftin. Tot ce a făcut a fost din dragoste. Și când faci din dragoste, nu poate să fie secă, nu poate să fie ieftin. Costă. Costă. Și l-a costat moartea, o moarte care n-a fost deloc ușoară. Dar, iubiți mei, mă bucur foarte mult că mormântul lui este gol astăzi. <coughs> Vreau să răspund de unei întrebări în această seară și întrebarea sună cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Se mânca Paștele joi seara la evrei, vinerea începea la ei joi seara, iar preotul la templu, vinerea la ora 3, făcea un gest extraordinar, jerfea mielul de Paște, care se făcea jerfa aceea anuală. Exact la ora 3, iubiții mei, când marile mulțimi erau adunate la templu, undeva în afara cetății, pe un deal, înconjurat de o mână de oameni, era un alt miel, nebăgat în seamă de mulți, care venea și se dădea de bună voie ca jertfă pentru noi. Când preotul a băgat cu citul mielul de la templu, pentru acel sacrificiu care, repet, se făcea în fiecare an, Iisus Hristos, a strigat în mâinile tale, din din Duhul, apoi a spus, a sfârșit și și-a dat Duhul. A făcut tot din dragoste pentru tine și pentru mine. Amin. Doctorii care au studiat moartea Domnului Iisus au spus, au spus că a făcut atac de cord. Pentru că cutia toracică apasă foarte tare asupra inimii din cauza că cel condamnat încearcă să se împingă în picioare și încearcă să se elibereze cutia. Și faptul că stă agățat în două cuie de la mâini îi produce o moarte groaznică. Inima aceea care te-a purtat pe tine în ea și pe mine în ea a cedat într-o zi. Și a făcut-o pentru că ne-a iubit. Te rog să pui Ioan 13 cu un verset care mă mișcă foarte mult și care ar trebui să fie și în familiile noastre. Că spunea două dragostea care nu doare, n-are roadă, nu mai floare. Dar uitați ce dragoste frumoasă. Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit. Știți care e dragostea care are valoare? Aia care trece de cuie, de spin, aia care trece de jigniri, aia care poate să meargă mai departe, deși trei ucenici nici dorm. Eu aș fi zis, mă, nu merg, să mă, mă duc să mor pentru ăștia, ăștia dorm, eu mă duc să mă rog, nu? Să vezi că din 12 la cruci rămâne numai unul? Stai și te gândești pentru ce am muncit trei în jumate. Dar Iisus a spus, acum vine dragostea care contează. Că e ușor să iubești când 5.000 de oameni spun thank you, mulțumesc, ne-am săturat. Dar uitați-vă, 5.000, 70, 12, 11, 3, ghețimani, unul la cruce. Pe măsură ce te apropii de dragostea care doare, de suferință, de prigoană, mulțimea scade. Apreciez că sunteți mulți astăzi, însă eu nu sunt frapat de mulțimi. Eu sunt frapat de o mamă care iubește pe băiatul ăla care trântește ușa. Spunea o mamă din Deva, frate Cristi, mă rog pentru familia mea, am un băiat mai mare care nu mai vrea să asculte și într-o zi o venit și o urla la mine în timp ce mă rugam și mi-a spus nebună, proastă și mi-a spus să mă opresc. Frate Cristi, o să continui să mă rog N-am altă variantă. Avem o istorică noastră, o soră de 19 ani. Se roagă pentru soțul ei. Am pus la oața pentru o zi cu soția mea o poză. Eram amândoi cu un buchet de flori în mână și mi-a răspuns sora Mioara și a zis, de Cristi, 19 ani. N-am primit o floare. De asta sunt frapat. Sunt frapat de omul acela care ca și samaritanul milostiv merge și le agorană. Putea să-l judece, putea să zică ce caută la 10 seara, la 11, pe, pe drum. E treaba păstorilor, a cântăreților. Eu sunt ocupat, am business, am afaceri. Auzi ce frumos, a mers la locul unde era cel căzut între tâlhari. Știți că atunci când stăm la distanță, așa ușor judecăm. Dar mergi tu acolo la locul ăla și o să vezi că spune Biblia că i s-a făcut milă de el. Iubiții mei, mai spun ceva înainte să intru în mesaj. Lodus l-a pus pe un asin și mă frapează lucrul ăsta. Nu au fost 5.000 de oameni acolo. A fost un simplu samaritean care s-a oprit. Și Iisus Hristos face o poză acolo și rămâne de 2.000 de ani poza aia afișată. Și merge samariteanul și ia un de lemn, care a alinat durerea în Orient, ia vinul care dezinfecta rana, îl pune pe asin, îl duce la han și spune așa, dacă șeri un sprite, să-i dai. Dacă vreau un burger, dacă vreau un sandwich, tot tot o să cheltuiești, să știi că eu o să notez. Iubiții mei, între samaritanul acela și învier există o legătură fenomenală. O zi samaritanul așa, am să mă întorc. Am să mă întorc. Mă duc că mai sunt și alții de luat de jos, de ridicat, dar am să mă întorc o să zici la un moment dat că e suficient. Nu mai e rost să predic, să mă implic, să mă duc să consum motorină, să mă consum ca și mamă, ca și tată, să fac sandvișuri, să cresc copii, să-mi fiez. Nu mai e rost, mai facă și alții. O să Samariteanu, tot ce e surplus, tot ce cheltuiești, eu să-ți plătesc. Vreau să vă întreb dacă ați fi înviat în locul Domnului Isus, v-ați fi gândit la un ștergar care trebuie împăturat? Eu nu m-aș fi gândit. Eu m-aș fi grăbit repede să fug la pilați și zic, cine o câștiga partida? Eu m-aș dus la preot să le zic, no. -a. Cine are ultimul cuvânt? Iisus nu a făcut din înviere o răzbunare. Iubiți mei, nu știu ce vă marchează la înviere. Pe mine mă marchează enorm lucrul ăsta. Înainte să iasă din mormânt, Iisus o împătura și Ne-a învățat Dumnezeu ce înseamnă România lucrului bine făcut. Era un obicei în vremea aceea. Dacă cineva mânca la masă, stăpânul mânca la masă, se ștergea cu ștergarul, când nu aveau la atunci, și l-arunca împrăștiat pe masă, însemna cu terminat. Pleca și slujitorii veneau și curățau. Dacă împătura ștergarul, însemna că n-am terminat mă duc, mă plimb un pic, mă fac treburile, vin să continui. Iisus Hristos nu a terminat. Zice Pavel, pârga celor, cel din tâi rod, înseamnă pârga. Urmăm și noi, oameni buni. Urmăm și noi și aștept ziua aceea învierii și tare, tare mult îmi place ce spunea poetul a fost în lume un vier, Dar înainte de a fi fost, a fost în cerul o tăcere și o dreptate care cere o jerfă să se dea drept cost. Și a fost o iesle și o fecioară, a fost o noapte și un irod. Și un Dumnezeu ce întâia oară în chip de humă se coboară să pună peste hău un pot a fost în lume o viere, dar înainte un ghițiman și o cupă cu venin și fier ce fus orbită în tăcere și un ucenic între dușmani. Un sanhedrin și o judecată și un cocoș care a cântat o vinere întunecată, o dolorosă însângerată, o golgotă și un pilat. Și un la lama sabactanii și-a zguduit pământ și cer și nu l-au înțeles romanii. Dar a însoțit prin secol ani și a fost o groapă și un mister. Cu tremuri, piatră răsturnată, s-a rupt sigilul lui Cezar. Că a fost o înviere odată și o bătălie câștigată în ghețimani și pe calvar. Sunați trompete cu putere, treziți-vă în zor de zi vestiți spre poli și emisfere, că a fost în lume o înviere. Și încă una va mai fi. Când cei ce au primit cuvântul, ieșind ca crinii din noroi, vor părăsi pe veciul mormântul și îl vor întâmpina pe Sfântul în pragul lumii celei noi. Asta așteptăm, iubiții mei. Și ăsta ar trebui să fie gândul care să ne maciune în fiecare zi să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, să mă fac asemenea ghețimanului, calvarului, că numai așa există înviere, mai întâi ghețiman și calvar. Ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea la învierea din morți. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? 1. Preoții au rămas cu un Iisus mort. Pentru ei Iisus a fost tot mort. O ieșit afară soldații din grădină, au fugit și au zis, am văzut îngerul, am leșinat, când ne-am trezit, mormântul era și au venit preoții. Ați, ați văzut ceva? N-am văzut nimic. Iubiții mei, zvonul ăsta că l-au furat ucenicii pe Iisus, să știți că nu e adevărat. Ucenicii nu aveau ce face cu un Iisus mort, numai cu unul viu. Ce să faci cu un Iisus mort? Unde să-l pui? Numai cu un Iisus viu. Știi că e viu, nu? Dar știți ce au făcut preoții, iubiții mei? Invidia Ioros. Matei 27 cu 18, că știa Pilat că din pismă, din invidie, dăduseră pe Iisus în mâinile Lui. Oare există invidie și astăzi? Am văzut români, nu se pot bucura nici măcar de Paști, Când au văzut cu ce mașină au venit vecinii de afară, mi-au stricat toată sărbătoarea, zice. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că, din păcate, am văzut invidie și la unii în adunare. Am văzut. De ce Domnul folosește pe ăla mai mult ca și pe mine? Și nu se poate bucura. Vreau să vă spun ceva ce am primit de la Domnul. Doar omului mic e teamă de omul mare. La omul mare nu e teamă de omul mare la omul folosit de Dumnezeu, nu-i teamă că Dumnezeu mai ridică și pe alții. Aleluia. O veni eu să o amfugă, Moise, Moise, proroci ăștia. Să se... gata? Dar este loc pentru toți, Nu Este loc pentru toți. Doamne, mai ridică -s Te-o cuprins cumva invidia? Mă uit așa, unii tineri să uită, mă, ce telefon are ăla, ce poșetă are ăla. Iubiții mei, aș vrea astăzi, dacă tot invidiem, vreau să vă spun că este o invidie bună. Să-l invidiez pe ăla care plânge la rugăciune mai mult ca mine. Asta e o invidie bună. Să-l invidiez pe ăla care a ajuns mas la rugăciune și eu n-am ajuns. Tare mult ne invidiem pentru verbul a avea. Care casă mai mare, care mașină mai faină. Iubit când am învățat limba engleză la școală, primele două verbe care le-am învățat au fost verbul a fi și verbul a avea. I am și I have. La românii le place I have. Din păcate. Dar să știți că I am e mai important decât I have. Pentru că ceea ce ai poți să pierzi oricând. Ceea ce ești, duci cu tine toată viața. Dau un exemplu. O zis fiul risipitor, tati, dă-mi. Când s-o întors, o zis, fă -mă! Pentru că dacă îmi dai și caracterul meu nu este schimbat, tot ceea ce Dumnezeu îmi dă, voi folosi spre blestemul meu, spre destrăbălarea mea. Dar dacă am o relație autentică cu tata, voi folosi ceea ce îmi dă tata împreună cu tata. O, oh, câtă invidie și astăzi. Iubiții mei, ne uităm care mai mult ca și mine. Vreau să vă spun că o zis George Müller. Un lucru extraordinar. O zis, n-aș vrea să am succes în ceea ce Dumnezeu consideră faliment. Dacă ajungi să fii cel mai bogat om din cimitirul din Timișoara, ce ai câștiga? Eu vreau să fiu cel mai sfânt om din cimitirul din Timișoara sau din Deva. Atunci am câștigat mult. Să nu rămânem cu ce o rămas preoți, iubiții mei. Doi, cu ce rămâi după ce trece Paștele? și au rămas cu niște haine. Costau hainele în vremea aceea. Și spune în Luca 23, cu 34, că au jucat zaruri, au tras la sorți lângă crucea lui Isus. Să moară Mântuitorul pe cruce pentru tine și tu să dojoci zaruri? Ei și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. De 17 milioane de dolari se vând haine în lume aproape la fiecare Paște în ultimii ani. Miliarde, nu milioane. Miliarde. Yeah. Yeah. Și ei nu au vândut bine și anul ăsta. H&M, Și oamenii sunt bucuroși. Ce, ce costum ți-ai luat de Paște. Iubiții mei, vreau să vă spun ceva. Toți vor să arate mai bine pe exterior, însă Isus a înviat ca să arată mai bine pe interior. Amin. 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 Iisus nu vor să ne dea o cămașă care ține câțiva ani, ci o haină care ține o veșnicie. Amin. O zis Ioanit și nu o stașilor prin sorți, cămașa albă și o dedu. Ci tuturor. Dar tu nu poți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu, și tu. cât poate ține bucuria unei haine? Cât? Câteva luni până apare următorul model? Iubiții mei, are Dumnezeu pentru noi în această seară și pentru voi câteva haine? Vi le amintesc întreagăt. Eclesiastul nu o ocup, dacă pot să afișez, hainele să -ți fie albe în orice vreme și unde lemnul. Dar, dar de ce trebuie albe? Pentru că Ioan în Apocalipsa uh, vede o mulțime îmbrăcată în haine albe. Știți cum vor români? Până în negru la mormânt, vorbesc spiritual. Și apoi în alb. Mai spune preotul, la locul cu verdeață, zice. Numai că de la Bergambir nu poți să mergi de la locul cu verdeață. Dar la minciună. Erau doi la o slujbă de mormântare și au întrebat unul pe altul, ce zici? Crezi în ce se întâmplă aici? Și au zis la nu cred, dar îmi place. Mă, eu nu cred că direct, de păcat, în care nu te-ai pocăit, nu te-ai mărturisit, mergi direct în cer. Dar sună fain, zice, îmi place că trăiesc cum vreau și apoi face preotul ceva și... Iubiții mei, alb aici, alb și dincolo. Doamne ajută-ne! O altă haină care ne-o recomandă Domnul în Colosez, zice, îmbrăcați-vă cu dragostea. Foarte mulți lăsăm dragostea pe omeraj. Iubiții mei, dragostea trebuie îmbrăcată, nu lăsată pe omeraș. Ce folos ca ai cel mai tare costum din Timișoara dacă e acasă pe Nu? Nu te ajută cu nimic. Ce frumos e să vezi oameni care se îmbracă cu dragostea. Și o să spui, la și XXL este și S și M pe orice mărime. Și stoc nelimitat. Amen. Tabita toată ziua s-a îmbrăcat cu dragostea. Când a murit, a zis uh, surorile Petre, îți dăm noi schisa de predică trebuie să o învii pe asta. Și acolo este un înțeles metaforic, spiritual. Dragostea nu moare, dragostea trebuie înviată. Amin. Dragostea nu moare niciodată, să știți. Amin. Dar știți ce m-am bucurat? Pe Nina avea numai ac, Bita avea și ac și ață. Acul fără ață nu mă înțapă. Atâtea înțepături avem noi slujitorii, că deja noi nu mai simțăm. Dar ce fain e să ai și ac și ață. La noi în deva au murit acum o lună jumătate, o soră. Sora Ioana o chemă. În, în urmă cu 10 ani când ne-am mutat la Deva, am văzut că sora Ioana la fiecare binecuvântare de copil vine cu o plăsută în mână. Inițial am crezut că e nepotul, nepoata, dar apoi am văzut că vine la toți cu o plăsuță. Îi curgeau ochii și curge... aveau o boală de ochi, măci la mulți doctori, nu i-au găsit. Foarte greu era cu boala asta. Însă femeia asta și-a cumpărat ace de tricotat, lână, la fiecare copil timp de 10 ani. Au făcut un costumaș de lână. Iubiții mei, așa de ușor mi a fost să vorbesc la mormântarea ei. Am fost la mormântări la care nu știu ce să vorbești. M-au zis păstorul la o mormântare, Christi, am pus capacul peste el, lasă-l așa, dă-i pace. A fost omul problemă al comunității noastre. Dar ce frumos e să merg la mormântări unde cineva a portat haina dragostei toată viața. Plângeam eu în față și plângeau oamenii în sală. Am zis, și voi aveți costumași așa și o zis, da. Și noi avem. Știți că pământul de la cimitir poate acoperi trupul, dar nu faptele noastre. Alea rămân. Alea rămân. Iubiții mei, mă rog astăzi, Domnul să ne îmbrace cu haina asta. Ce frumos e, nu? Păi, vila la biserică, dacă stă pe din apărând, îți cauți loc oriunde, nu mă apărând nu? Dacă îți stă tabita, așa ce bași până în ea. Că te simți bine, mă. Te simți. Un cuvânt de ridicare, un cuvânt de dragoste. Iubiții mei, ascultați-mă. Toată ziua suntem loviți, bajocoriți în oraș, în unde mere. Măcar în biserică să găsim un cuvânt frumos. Accept, nu? Măcar în biserică. Trei. Străjerii au rămas cu pormoneile pline. Au trecut paștele bucuroși, pormoneul plin. Am citit textul care l-ați observat, s-a potrivit foarte bine cu cântarea fratelui Deiu, de a avea toți banii Lumii să-mi stea în vraf arginții. Acum auziți, în zadar, dacă mi-aș pierde aurul, un gram de aur costă 50 de euro, un kilogram e 50 de mii de euro. O zis, Pavel, o zis Petru, la orice oră credința e mai scumpă ca aurul. Doamne, oare câte zeci de mii de euro, câte sute de mii poate face un gram de credință? Vezi o soție care să roagă de da, ani de zile pentru soțul ei are un gram de credință că se va pocăi. La noi am trecut să botezat un, un, bărbat de 42 de ani și la botez am oprit botezul și am zis, rog mama lui să se ridice în picioare. Câți ani v-ați rugat pentru Ovidiu? O să-ți pastor păstor 22 de ani. 22 de ani. Am o veste bună astăzi. Să nu vă opriți din a vă ruga. Că avem un Dumnezeu care îl răspunde. Trece și Paștele ăsta și mulți sunt bucuroși. Că rămas poate cu bani, o vându bine. Eram la ușa, n-aveai unde parca. Și avem cred că, peste o de locuri undeva. Da? S-au făcut, s-au vândut cumpărături. Iubiții mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Nu bani aduc fericirea. Dacă fericirea mea ține de ceva ce pot să pierd, aia nu-i fericire. Că toată ziua trebuie să stau cu pistolul, cu seiful, cu alarmă, cu tot. Ceea ce aduce fericirea e credința. E mântuirea. E iertarea. E bucuria asta care ți-o dă Domnul. Nu știu câți bani ai acasă, nu mă interesează. Însă vreau să spun astăzi că banii sunt neutri. Nu există bani păcătoși și bani sfinți. Există modalități păcătoase și bune de a face bani. Însă tot ceea ce avem vom folosi în funcție de caracterul nostru. Dacă ai 10 lei în buzunar și ești un om zgârcit, când o să ai 100, o să fii zgârcit la 10 Dacă ai 10 lei și ești un om milostiv, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10 Îi devine banul. Nu. Caracterul meu. Doamne, lucrează și schimbă astăzi viața noastră. Amin. Pentru Gehazi, banii au fost mai important. Nu? Asta și m-am întrebat, când o măr străjerii cu bani acasă, cred că o că către prunci, ce Lego vreți, ăla vi-l cumpăr. După ce o construi Lego, au zis copiii, da, dar cum a fost? Am auzit ceva că un înger, ce... Ceva... Am un gând pentru voi. Trăieșteți viața în așa fel atunci când te vor întreba copiii despre Isus să nu noroșești. Că poate zis, tati, da... Chiar o înviat la pe care l-a spus Ca Că așa s-a uite pe că înviat. Taci și joacă-te mai departe. Numai că ce frământă, știi, lucrul ăla. Că banii s-au cheltuit. Numai că n-ai cum cu niște bani să oprești învierea. N-ai cum. Și piatra nu a fost dată la o parte ca să iasă Iisus, ci ca să vedem noi că e mormântul gol. Patru. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Pilatul a rămas mai departe prieten cu cezarul. Ioan 19 cu 12, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Asta a fost gândul lui inițial. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și de ce nu v-ați încă unii dintre voi? Că vă place cezarul. Iubiții mei, Iosif Flavius, un mare istoric din timpul acela, mărturisește ceva care m-a marcat profund. Pilatul a mai rămas doar trei ani și ceva pe tron. După aceea, cezarul a găsit pe unul care o cărat mai multe plasă la Roma și a zis, Pilat, jos! Și prietenia cu cezarul a durat puțin. Vreau să vă spun astăzi că o să zici, mă, nu mă pocăiesc că am prieteni. Îmi spunea cineva, Cristi, tu știi ce prieteni am buni la pahar? Dar i-am zis, auzi, eu am niște prieteni în biserică, ăștia mă caută când sunt în operație, când sunt în spital, ăia de la paharul de te caută că pe fiul risipitor, când s-a terminat punga, nu l-a mai căutat nimeni. nimeni. Nici Marta Lehova nu mai caută. Nimeni nu mai caută. Uitați-vă să vedeți când ajungeți în boală. Când ai nevoie de 1000 de euro împrumut, cine mai răspunde la telefon? Iubiți, mai avem cazul lui Iov. În 16 cu 20, Iov, cu un ciob în mână, au zis, prietenii mei, râd de mine. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Și aici am un gând din versetul ăsta o Dumnezeu să ne pierdem unii prieteni ca să ne recâștigăm lacrimile. Eu spus domnul mamei mele, crăitoreasă, acum mai bine de 20 și ceva de ani, avea niște prieteni mari, mama mea, în Arad, și eu spus domnul, voi îngădui ca cei care te îmbrățișează acum așa să se întoarcă mâinile așa. Și ani de zile prietenii mari nu ne-au mai căutat. De atunci, de când prietenii au plecat, îmi amintesc de mama și de tata că se roagă în fiecare noapte. Că știți când prietenii pleacă, vine cineva care rămâne lângă noi. Și ăsta e Dumnezeu. Iubiții mei, unii sunt prieteni că ești sănătos, că ești într-o poziție socială, însă este cineva lângă tine care rămâne și când ești în spital. Și când nu mai ai poziția care ai avut. O zis un primar, Domnul Cristi, nu știu de când nu mai ești primar, de ce? Nu mă mai caută nimeni. Dar zic, domnul primar, dar nu v-ați dat seama că vă căutat din cauza funcției. Ce frumos zic că domnul ne caută fără să se uite ce am parcat afară. Dar știți de ce ne caută? Că l-a costat căutarea asta. O plătit cu sângele lui. Iubiții mei, prietenia cu oamenii se bazează pe ce poți să le dai tu lor. Prietenia cu Dumnezeu se bazează pe ce poate să-ți dea el ție. Și ne -a dat mult citesc o cântare, nu ți-a fost prieten Duhul Lumii. Te-a mânat de azi pe mâini și după ani de înșelare, nimic nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria prieten credincios. Curând s-a dus senină către alții și gol te-a părăsit plângând. Nu ți-a fost prieten cu credință nici tinerețea cum ai vrut, nici sănătatea, nici norocul. Un singur prieten ai avut. Dar pe acela unul singur l-ai ascultat cel mai puțin, l-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai primit ca pe un străin. Și totuși încă el așteaptă ca în sfintele spăreri de rău să prețuiești a lui iubire. Cât mai așteaptă în pragul tău, deschide-i singurului prieten plângându-ți vina cu amar. Căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci, va fi în zadar. Iubiții mei, în al cincilea rând, soția lui Pilat a rămas cu visele. A visat frumos. Matei 27 cu 19, Claudia Procula o chema, pe când s-a pilat pe scaun la judecată nevastă sa Claudia, completez eu, a trimis să-i spună, să n nimic de-a face cu neprihănitul acesta că azi am suferit mult în vis. Am visat cu el. Și în vis am înțeles că îi neprihănit. Dar Claudia, nu vrei să fii și tu de astăzi? <laughs> Îmi scria cineva al ieri pe Instagram, frate Cristi, am avut un vis interesant. Eram într-o peșteră, căutam fel și fel de lucruri și am auzit o voce, ești te Dar oare ce înseamnă frate Cristi? Așa greu e de descifrat să ieși din peștera căutărilor lucrurilor lumești și să începe o viață nouă. Da! Nu zice, o să mă mai gândesc. Acum un an și ceva în cineva pe Facebook. La de Cristi, bunica au fost penticostală. Și visez într-o zi pe bunica îmbrăcată în haine albe și îmi spune, dacă vrei să ne întâlnim, îmbracă haina albă a bocezului. Da, ce înseamnă o deci? I-am spus ce înseamnă. O zis, o să văd, deci, o să văd. Că îmi place și lumea, zice, îmi place și nu. No, știi cum e? Iubiții mei, vreau să vă motivez, nu doar să visăm cu cel neprihănit, să trăim o viață cu el. a Diavolul se bucură la maxim, să ai prorocii pe WhatsApp. Eu știu interlopi care au prorocii faine pe WhatsApp, dar încă nu s-au pocăit. Că le-a spus Domnul, vreau să te pocăiesc, începe. Frate, ce prorocii am avut, dar ce planuri are Domnul cu mine? Mă, Domnul are plan. Dar când vrei să începi? Când trebuie să încep? Să visez cu înger, nu? Știți că la ban, în noaptea în care urmărește pe Iacov, visează cu Dumnezeu. Și ziua zice, unde e idolii mei? Mai păzim cu unii. Mă zice, au fost fain la program, faină predică, cântări. Cât au făcut steaua, zice? Că n-am putut să fiu la meci, dar cât au făcut, o făcut, zice? Iubiții mei, steaua noastră nu-i pare în București. Steaua care răsare din Iacov, e Domnul Iisus. Amin. Amin. Aș vrea să vă motivez. Uh, Uitați-vă la Iacov, o visat frumos la BTL. Apropo, știți că Iacov o visat o scară, nu un lift. Mulți au impresia că dacă se botează, apasă un buton și deja sunt cer. Nu! De la pământ la cer este o scară. Credința, fapta, fapta, cunoștința, cunoștința, înfrânarea, înfrânarea, răbdarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Frate păstor, nu poți să-l iubești pe șef, dar nu poți să sari pe ultima scară când tu n-ai făcut credința cu fapta. Pas cu pas. Iubiții mei, o visare de acolo frumos, dar numai după 20 de ani au avut întâlnirea reală. Când o mers și au zis, Domnul, nu mai vreau să visez la Betel, vreau să locuiești la Betel. Amin. Nu doar să visez că sunt în biserică, să mă trezesc și să fiu în biserică. Amin. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, cu ce a rămas Irod? Cu dorința de a vedea minuni. O trecut sărbătoarea, Luca 2, 2, 23 cu 8, Luca, Irod când a văzut pe Iisus s-a bucurat foarte mult. Nu? O a alergat și era după mine să facem o poză împreună. Zic, mă omule, trebuie să rămâi cu predica, nu cu poza. Ei vor cu poza. Nu cu poza, cu predica. S-au bucurat. Zice, mă, în sfârșit l-am văzut pe Iisus, că își dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l facă, să-l vadă făcând vreo minune. Iubiții mei, știți că Irod ăsta l-a ucis pe Ioan Botezătorul? El dorea să vadă minuni, dar nu dorea să se pocăiască. Trăia în păcat cu cumnată sa, cu irodiadă. Unii mai vor să vadă minuni, dar nu vor să schimbe viața. Ascultă-mă ce spun astăzi. Cea mai mare dovadă că Isus o învia pentru tine este că nu mai, trăiești nu mai trăiești cum mai trăit până acum. Cea mai mare. O zis Pavel, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. M-a întrebat cineva de Hristos, zice, eu nu înțeleg de ce la voi, mă, zice, m-aș pocăi dacă aș vedea cărucioare, zice, bastoane, zic, hai să spun ceva. Dacă un om, eu știu lângă lui caz. a fost vindecat o sură de cancer în anii 90. După câteva luni era în lume. Frații o măr și au întrebat-o. Mă, tu n-ai văzut că Domnul te-a vindecat de cancer? Pentru voi, pentru credința voastră, mă vindeca ca Domnul. Iubiții mei, ce folos să vezi un om vindecat fizic dacă nu-i vindecat spiritual? Pentru mine cea mai mare minune îi să văd în 2023 părinți împreună. Amin. Cel mai mare protest astăzi pentru familie îi să crești copii. <laughs> pentru cer. Să vedeți când intru eu cu cinci în Kaufland, cum protestăm. Zic că e Halloween, așa se uită la noi. Cu și peseci? Cea mai mare minune într-o lume a divorțurilor să mai vezi oameni care locuiesc împreună. Să vezi doi bătrâni care se simt de mână în parcul rozelor. Aia e minune! Nu că a fost vindecat de ceva așa cum mai are în birt. Nu! No. Cea mai mare minune e să vezi tineri care la 18 ani spun vreau să intru în botezului. Nu-i minune asta, iubiții mei? Amin. Ce folos? Uitați-vă pe câți o vindeca Domnul în timpul vieții lui, mii de oameni și la cruce o mână de ei. Cu ce o să rămâi după ce trece sărbătoare? Vă dau câteva cazuri pozitive și închei. Haru care s-a pocăit a rămas, a rămas cu raiul. Doamne, adu-ți aminte și de mine? Când vei veni, nu au văzut o, nicio transmisie live, ăsta, fanfara, corul, nimic. Nu au văzut o vindecare în viața lui. Nu au văzut nimic. S-au uitat la Iisus cum moare și au zis între noi și El e o diferență. El moare nevinovat, noi murim vinovați. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Toma au rămas cu atingerea rănilor din palmele lui Iisus. Maria a rămas cu o întâlnire deosebită cu Iisus. Știți că vine Petru și Ioan se uită la mormânt și pleacă acasă. Și-au mulțumit cu mormântul gol. Maria a venit să o uită la mormânt, o zis, eu nu plec de aici. Până nu-l găsesc, eu nu plec. Că pe mine nu mormântul gol m-a salvat, pe mine Iisus viu m-a salvat. Stătea acolo cu capul plecat în iarbă și aude niște pași care vin. O căzut că e grădinarul. Domnule? Apropo, știți că Iisus Hristos a împrumutat mormântul lui Iosif din Arematea? Dar de ce nu l-au cumpărat și l-au împrumutat? Că n-au avut nevoie de el numai trei zile. <laughs> nu mai puțin au avut nevoie de el, Știți? O să l dau înapoi, de ce? Nu-i problemă, vi-l dau înapoi. Și Maria o zică, vi... dar unde l-ați mutat, de ce? Iubiții mei, eu vă întreb, dacă ați fi înviat în locul Domnului, te-ai fi dus la o femeie din care scoși șapte dragi înainte? Știi că Iisus nu se uită la ce ai fost, ci la ce poți să fii când ești în prezența Lui. Măi, dar nu mă duc la Petru mai întâi, că el, el, e piatra, nu? Nu. Nu mă duc la Ioan mai întâi, că a rămas până în ultimele minute la cruce, nu. Mă duc la cea care mă iubește mai mult. Marie, ce fain să în seara asta să te mai strige Dumnezeu pe nume. Du-te și spune și lui Petru și la ceilalți că ne vedem în Galileea. Înainte să mânați, mai avem o întâlnire. Maria a rămas cu o întâlnire deosebită cu Isus. Cei doi care au plecat spre Emaus au rămas cu cine pe care nu o vor uita niciodată. Isus le-a frânt pâinea. Petru a rămas cu iertarea. Ce frumos! Așa îmi place de Isus când s-a întâlnit cu Petru, nu a zis Noi ne facem așa, știi? Te-am iertat după 20 de ani? Să nu zice, să nu zice că pun pe Insta. O să vă citesc și apoi ne rugăm. În California, cu ani în urmă, Jim Prețen era un tânăr dintr-o familie onorabilă, însă la o parte de poker și-a împușcat cel mai bun prieten. A fost arestat pe loc și pentru că în California, în vremea aceea, încă era activă păcat, pedeapsa cu moartea, a fost condamnat la moarte. Până când urma să aibă loc condamnarea, părinții și foarte mulți oameni au scris foarte multe scrisori prin care cereau guvernatorului să intervină, să facă o grațiere, că Jim a făcut o greșeală, că n-a fost ceva programat, că și-a pierdut autoc autocontrolul. Guvernatorul, un bun creștin, ca unul care se simțea reprezentantul poporului, a hotărât să semneze un act de grațiere. Întrucât comunicarea vești era un act solemn, guvernatorul a îmbrăcat haina de cleric pe care o purta în tinerețe. A mers la închisoare, însoțit de un gardian, s-a apropiat de celula unde era Jim. Jim era chiar la vizetă cu fruntea lipită de zăbrele și aștepta disperat o intervenție. Când Jim i-a văzut pe cei doi apropiindu-se, a izbucnit mânios. Lasă-mă în pace, ești al șaselea care mă bas la cap cu crucea. Lasă-mă în pace. Au crezut că e preot. Guvernatorul a continuat să se apropie când i ascultă-mă tinere, am o veste bună pentru tine, am vestea pe care o aștepți. N-am nevoie. Sunt sătul de din Lasă-mă în pace, ți-am zis. Prietene, dă voie să-ți vorbesc. Pleacă, dacă nu chem garda. Măhnit guvernatorul mai făcut un apel. În numele Lui Dumnezeu te rog, dă voie să spun de ce am venit aici la tine și apoi plec. Gardă, ia sutana asta de aici. Îmi pare extrem de rău, a zis guvernatorul, apoi se întoarse și plecă. În timp ce guvernatorul pleca, gardianul privea uluit când la unul, când la altul. S-a apropiat de Jim și a zis, știi cine era? Nu. Guvernatorul cu actul de grațiere în mână. Jim simți că se prăbusește în gol. A cerut un toc, o foaie și a scris următoarele cuvinte. Mult prea guvernator, de o mie de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat. Știți, singurătatea, ne, celula, gândul morții, vă rog să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil din toată cinstea pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția s -a pe masa guvernatorului acesta, o citi, întoarse foaia și scrise pe dos cuvintele Cazul nu mai prezinte interes. Clasat. Înainte să fie executat, Jim Prețen a fost întrebat de ultima lui dorință cu ochii pierduți în orbite, cu privirea pierdută, Jim spuse, ultima dorință? Da, vă rog să scrieți la toți tinerii din America, Jim Prețen nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. Iubiți mei, în ziua de cății, oamenii nu vor ajunge în iad în primul rând din cauza păcatelor lor. Pentru toate păcatele, Dumnezeu a plătit prin Fiul Său prețul iertării. Oamenii vor ajunge în iad pentru că au respins iertarea oferită. O să facem o rugăciune în momentele care urmează. Așa de mult aștept să-mi descar sufletul înaintea lui. Iubiți mei, sărbătoarea trece. O să cineva, ne învăța mama în săptămâna de post să nu înjurăm. Și am zis, și după ce trece săptămâna de post, ce faci? ci spunea cineva printr-un mesaj, fii mai bun de Crăciun și apoi poți să fii rău? De ce ar trebui să fim buni de Paște și de Crăciun? Știți că Dumnezeu caută oameni care să trăiască frumos între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin, amin. Iubiții mei, haideți să ne ridicăm picioare. Și aș vrea să rămână întrebarea aceasta în timpul rugăciunii în mintea noastră. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Doamne, vreau să rămân cu Tine. Amin vreau să rămân cu iertarea vreau să rămân nu cu o haină jucată la zaruri nu cu un costum care se va învechi într-o zi ci cu haină ta de neprihănire vreau să rămân, Doamne, cu un nume scris în cartea vieții vreau să rămân cu bucuria aceasta că spune proverbe cel cu inima mulțumită are un ospăț, are paște în fiecare zi dar pe ce ai inima mulțumită când îți cheltuiești? el, când curentul e scump, când gazul e scump? Am inima mulțumită pentru că Iisus m-a mântuit. Și dacă închid ochii, știu unde plec. roagă pentru tine, roagă pentru familia ta. Iubiți mei, Dumnezeu nu-și dorește e pura și ouă, că plec. Dumnezeu își dorește oameni schimbați, oameni transformați, oameni care să meargă cu El acasă și pe primul loc în viața lor să fie Isus cel viu. Să mulțumesc că ești aici, Doamne. Intrăm în rugăciune și El să ne asculte.